de liber care vor să-și împlinie părerea. Și eu am fac legal. Dacă o să ne ia cu forța de aici, e clar, e un stat antidemocratic, deloc european, e contraindicat să ia astfel de Moldova în Europa și e un stat totalitar. Oameni buni, mâna de pașapoarte și emigrați cu toții și nu-i mai hrăniți pentru că-s bandit. E un stat politienist, e împotriva cetățenilor. Dacă o să fie reprimat acest proces cu violență, o să răspundă în fața instanțelor europene. Dreptul nostru e să ieșim în stradă. Avem și astea cu teritoare. Așa citit-o subalternul dumneavoastră. Bine, păi ce spus cu mine, lasă treaba asta. Vă rog să-mi corecta. Vreau să-l țin în sus, să-l vadă domnul Dinu. Man! Polițienesc! O milițienesc în care sunt oprimați cetățeni, sunt încălcate drepturile omului. Eu mă port cum vreau, sunt un cetățean liber. Hai să vedem cum te porți. Te-ai mai purtat odată pe 25 februarie și o să răspund pe aceea în față. O să răspund în fața legii. Eu sunt liber să vorbesc cum vreau. Pentru felul de a vorbi needucat cu polițiștii nu există lege. Să vedem ce lege o să aplicați. O să vă faceți iar de râs în instanță. Pară, o să desfințeze poliția și securitatea. Un astfel de stat nu are nevoie de atâta lume angajată în poliție și securitate, nici măcar de armată. E o minciună, e un stat totalitar,
milițienieni, drepturile omului se încalcă în fiecare zi, în fiecare dimineață. Oameni buni, protestați! Cereți organismelor internaționale să vă apere! Puteți să emigrați chiar acum! Uitați-vă cum se încalcă drepturile omului! Suntem niște cetățeni liberi! Dați-vă filmați-vă, vă rog! Voi cum nimeni nu o să vadă pelicula asta, păcat că avem presă la pământ, aproape inexistentă. Numai poliția filmează evenimente din țara asta, rușine să ne fie! Deci, domn Brega, noi n-am fost sesizate în faptul, da? Nu mă interesează. Я разговариваю с татуром, где он держит лидер, и чем он поможет лидер, я сейчас поможет лидер, и чем он поможет лидер.